Bună seara, doamnelor și domnilor. Ce-i drept, în ultima vreme pe noi ne-a cam ocolit războiul, așa că e foarte posibil ca multe dintre întrebările pe care încercăm să ne le punem astă seară să vă fie un pic străine. Vorbim așadar despre război. Pe de o parte, învățătura Mântuitorului este destul de clară în a elimina, în sensul eliminării oricărei urme de violențe. Celui ce te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe cel stâng. Sunt probabil doar cele mai cunoscute, dar cu siguranță nu singurele cuvinte ale Mântuitorului care se referă la aspectul acesta. Pe de altă parte, foarte mulți militari din armata bizantină și nu numai, ajung să figureze în listele cu sfinți ale bisericii. În continuare, în tradiția liturgică a bisericii bizantine și nu numai, există rugăciuni de binecuvântare a armatei și implicit a armelor. Se pot apoi pune câteva întrebări referitoare la locul și rolul preotului militar în cadrul oștirii celei binecredincioase. După cum vedeți, întrebările sunt destul de multe, așa că zic să procedem și la oferi câteva răspunsuri. Este alături de noi astă seară și încearcă să ne lămurească pe această temă domnul Marian Simion, profesor la Institutul Teologic din Boston, Statele Unite ale Americii. Bună seara, domnule Simion, bine ați venit la Convorbirile Trinitas. Bună seara, domnul Vilcu, și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a mă avea ca oaspete. Vă mărturisesc pentru început că am așa o curiozitate. Înțeleg că v-ați concentrat foarte, foarte mult atenția asupra acestei chestiuni, a războiului, a păcii, a raportului între cele două, a modului în care războiul a fost perceput în diverse sisteme filozofice și aș vrea să vă întreb de unde și până unde tema aceasta în preocupările dumneavoastră. Curiozitatea a început de multă vreme, dar în mod sistematic a început acum 10 ani când am început să lucrez pentru Boston Theological Institute. Și în cadrul institutului în fiecare vară ducem studenți în diverse zone de conflict unde le oferim posibilitatea de a învăța nu numai din cărțile noastre pe care le folosim ca manuale, ci și din realitatea locului. În 1997 am avut un seminar workshop în zona Balcanilor și chiar am produs un film documentar pe tema aceasta. Deci, pe lângă aspectele teoretice, încercați pe cât posibil să vedeți și în practică exact, ce și exact. Cum se întâmplă. Da. După teoria expusă de unul dintre profesorii pe care i-am avut la Universitatea Harvard, de Samuel Huntington, ciocnirea civilizațiilor, așa cum e tradus în românește, s-a mers pe o idee a determinismului în neevitarea conflictului și care va fi de natură religioasă. Bineînțeles că teoria a fost și încă este refuzată, dar a căpătat foarte multă atenție din partea publicului. Și fiind ortodox, fiind de asemenea foarte apropiat de ceea ce se întâmpla la vremea respectivă în fosta Serbie, întotdeauna eram foarte nelămurit de ce se întâmplă și efectiv de rolul războiului în teologia ortodoxă. Îmi place de obicei, în spirit ortodox, deși în vest se crede mai puțin treaba asta, să pornesc discuții de genul acesta pornind de la referatul scripturistic. Și aș vrea să vă întreb, considerați că am exagerat când am pomenit despre claritatea cuvintelor Mântuitorului în privința raportării la violență vis-a-vis de pace? Nu ați exagerat absolut deloc. Textul Evangheliei este foarte clar. Dacă cineva te lovește pe obrazul drept, întoarce pe cel stâng. Este, dacă și exemplele pot fi continuate. Exemplele pot fi continuate. Dacă se cere cămașa, dă și haina. Absolut, și așa absolut. Mai departe. Este, mesajul este cel al lipsei de violență. Dacă ne uităm în istoria creștinismului, vedem că avem de-a face cu o ambiguitate și o neconcordanță între teorie și practică. În primul rând, avem în apus teoria războiului just, iar în răsărit avem decizii contextuale, cum este de pildă ceea ce ați menționat mai devreme, ritualul binecuvântării armatelor și al armelor. Totuși, până ajunge aici, pentru că vom vedea că s-a ajuns la ideile acestea datorită unor circumstanțe de ordin cultural, militar,
chiar da, politic da, da. Și așa mai departe. Aș vrea să vedem aceste cuvinte, poziția aceasta fără echivoc a Mântuitorului Hristos, uh-huh. cum este ea percepută în primele secole creștine, pentru că acolo încă nu vorbim despre Occident și despre apus, există o unitate chiar între da. Părinții da. Care scriu da. Da. În partea de apus a Imperiului și cei din partea de răsărit. Da. Cum privesc deci părinții apostolici, cei de după, uh-huh. imediat de după ei, ideea aceasta a războiului uh-huh. și a păcii? În perioada apostolică și în special în perioada de martiriu, mesajul este clar, acela al lipsei de violențe. Nu avem dovezi de o răscoală a creștinilor pentru că au fost torturați. Un lucru fenomenal care i-a confuzat pe oamenii, pe păgânii vremii, într-un mod de neconceput, pentru că cum acești oameni pot să îndure atâta suferință cu bucurie și fără să se supere? Deci nu numai că nu se împotrivesc, dar o fac chiar și cu bucurie. Da, 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 da. Și aici este o mare... Este clar că mesajul Evangheliei a fost perceput și practicat exact cum Mântuitorul a învățat. Ceea ce avem după anul 313 este o nouă realitate. Creștinismul a crescut atât de mult încât statul a devenit interesat în creștinism din două motive. Motivul principal este faptul că este o majoritate și atunci trebuie să o controlezi. E o sursă de putere politică. Iar pe de altă parte, fiind atât de răspândit, a fost și o sursă de menținere a unității imperiale. Bun. Haideți să vedem. Când intervine discrepanța aceasta între răsărit și apus? În răsărit vom avea da. De-a face curând cu ideea de război drept. Uh-huh. În apus, da. În răsărit, ce se întâmplă? Da, lucrurile se schimbă, de fapt încep să se schimbe în perioada constantiniană, dar perioada de vârf este evenimentul din 410, când Roma este distrusă de către vizigoți. Ceea ce s-a întâmplat în apus, biserica a pierdut protecția statului. Iar ca atare, biserica a trebuit să ia decizii și de apărare, de poliție, ceea ce nu a fost cazul în răsărit. Inclusiv guvernarea. Guvernarea de a-l proteja pe cel slab și sărac împotriva abuzului intern, împotriva răufăcătorilor, iar la nivel mai larg de protejarea comunității împotriva invaziei. Deci aici a fost problema, lipsa protecției imperiale în apus. Și de aici începe dezvoltarea teoriei războiului drept. Și un alt element extrem de important este faptul că fericitul Augustin în De Civitas Dei spune că soldatul care a omorât pe câmpul de luptă nu a încălcat porunca să nu ucizi. Ceea ce elimină din start sentimentul de vinovăție. Cred că trebuie să-i lași unui om, chiar dacă războiul, să zicem, prin orice imaginație este justificabil, trebuie să-i lași omului sentimentul de vinovăție. Haideți să clarificăm un pic lucrurile. În ce condiții, potrivit fericitului Augustin, este războiul justificabil? Este războiul justificabil în condițiile în care ești atacat. În condițiile în care cineva îți ia proprietatea. Și ca atare trebuie să îți aperi. E o datorie de a proteja familia, de a proteja comunitatea, de a proteja pe cel slab. Dar e tot război drept și atunci când intervii în favoarea celui dezavantajat. Nu trebuie neapărat să fie război de autoapărare, ci și de apărarea celuilalt care e slab și neputincios. Da, da, da. Aici, numai dacă e în cadrul comunității, pentru că dacă ne uităm în situația actuală cu alianțe militare, atunci... Tocmai aici bat. Da, am observat. De pildă, România trimite grupuri de soldați în Afganistan, deși Afganistanul nu a invadat România, deci avem un caz foarte clar.
aici lucrurile devin mult mai complexe, pentru că mergem la definirea, mergem prin criteriile războiului, teoriei războiului drept. Unde ne clasificăm? S-au încercat, s-au urmărit toate criteriile de aplanare, pentru că teoria războiului drept în sine încearcă să pună obstacole înainte de începerea luptei. Deci, atunci când aceasta a fost formulată, a fost formulată în ideea de a stopa violența, pentru că violența avea loc așa, la discreție. În mod, la discreție, da. Și atunci biserica încearcă, biserica n-a pus, încearcă să traseze niște linii. Uite, ai încercat să te împaci, ai încercat să eviți, ai încercat nu mai știu ce în porțiunea de dinainte de război, ius ad bellum. Ius in bello, ai mai puține criterii, adică să nu-l omori sau să-l opresezi pe cel care nu este combatant, pe un copil, pe un bătrân, pe o femeie, pe un civil. Am fi tentați să credem că în răsărit lucrurile stau ceva mai limpede. În răsărit lucrurile stau mai limpede. De ce? Pentru că, în primul rând, biserica în răsărit a beneficiat de protecția statului. De protecția statului de la bun început până în 1453, la căderea Constantinopolului, de atunci a devenit un alt stat care a protejat biserica. Deci sub diverse forme. Sub diverse forme, da. Rum Milet le-au dat o semi-autonomie cu condiția ca să plătească peșcheș, tribut și așa mai și departe. Și apoi vorbim despre bisericile naționale, dar ajungem și acolo. Exact, o luăm istoric. Și în răsărit au existat câțiva factori care nu au favorizat această justificare a războiului. Deci nu avem, să fie clar, nu avem o teorie a războiului just, a războiului drept în creștinismul ortodox. Nu avem datorită faptului că avem o poziție teologică comprehensivă. Teologii spun clar că războiul nu este drept. Este o atentare gravă împotriva imaginii lui Dumnezeu. Pentru că în război te lupți cu imaginea lui Dumnezeu, care este în imaginea celui pe care îl definești drept dușman. În al doilea rând, avem o clară separare între biserică și stat, ceea ce a implicat faptul că statul se ocupă de poliție și de armată, iar biserica se ocupă de alte lucruri, în cazul perioadei bizantine, de dreptul de familie, dreptul de moștenire, în așa fel încât morala să aibă ceva de spus în cadrul familiei. Totuși, deși la nivel teoretic lucrurile par a sta destul de clar, mă gândesc că cetățeanul cel care e cetățean al Imperiului e în același timp și credincios al bisericii. Da. Deci, același om care e credincios al bisericii e trimis pe câmpul de luptă să omoare pe dușman, care o fi el barbar, o fi ce o fi, dar tot chipul lui Dumnezeu este. Da. Cum s-au împăcat lucrurile? Sau diferența dintre teorie și practică. În teorie avem mesajul clar pacifist. În practică avem o exprimare clară în două canoane. Canonul 13 al Sfântului Vasile cel Mare, care spune că soldatul care a omorât pe câmpul de luptă nu primește Sfânta Împărtășanie timp de 3 ani. Dar asta nu înseamnă că așteaptă și după 3 ani e gata. Perioada de 3 ani este o perioadă de consiliere, pentru că cineva care omoară pe câmpul de luptă suferă o traumă. Cei care se întorc de la război nu pot să doarmă. Războiul nu este ceva drăguț, ceva din poveștile pe care le citim cu zmei și cu Ilene Cosânzene și feți frumoși și așa mai departe. Asta e lupta. Deci se cultivă... Războiul este foarte urât. Se cultivă sentimentul acesta al culpei, al vinovăției. Exact. Și perioada asta de 3 ani este folosită ca să-l ajuți pe om să depășească trauma, să încerce să înțeleagă că Dumnezeu îl iartă numai dacă se căiește, dacă îi pare rău. Deci este un proces de transformare.
complet diferit cu ce am menționat mai devreme de fericitul Augustin, că spune nu ești vinovat nicio problemă. Și mergi mai departe. Deci avem canonul acesta care are un scop pastoral și terapeutic. Avem un alt, că aici e contradicția, un alt canon al Sfântului Atanasie cel Mare, care de fapt apare într-o scrisoare canonică. Un tânăr monah îl întreabă ceva și dintr-una într-alta în scrisoarea respectivă ajunge și la problema aceasta și spune că soldatul care omoară pe câmpul de luptă, omoară dușmanul, este vrednic de laudă și încurajează. Acum, știm la perioada respectivă, antiohienii nu ascultau de alexandrini, erau disputa dintre cele două școli, așa că probabil acea autoritate spirituală pe care Sfântul Atanasie a avut-o acolo în Egipt a servit intereselor Imperiului Bizantin. E la periferie, nu e în față acolo să-ți spună o teologie cu care nu ești de acord, dar pe de altă parte apără granițele Imperiului și e bine să le spună că trebuie să mai și lupte. Deci este o chestiune bizantină. Știți ce sunt foarte curios? Mă întreb cum se raportau creștinii din vremea aceea, cu toate ambiguitățile, cu tot bizantinismul acesta de care vorbiți, la ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament. Mă gândesc la uciderea lui Goliat de către David. Da. Mă gândesc la nimicirea aproape a poporilor care locuiau în pământul făgăduit de Dumnezeu poporului lui Israel. Și acolo tot război era vorba tot de ucidere. Da. Vechiul Testament apare din ce în ce mai relevant în teologia scrisă în apus după perioada 313. Atunci temele din Vechiul Testament sunt împrumutate în interesul Imperiului, în interesul apărării, așa cum uneori este definit într-un stil ambivalent sau vag. Și numai după perioada persecuțiilor, Vechiul Testament începe să aibă un rol, este invocat, este instrumentalizat, dacă vreți, pentru a justifica. Dar ceea ce este important este faptul că, în ciuda acestor inițiative de a împrumuta istorii din Vechiul Testament, rolul Vechiului Testament a fost înțeles foarte clar, că este perioada de așteptare până la plinirea vremii. Iar ca atare, ceea ce este relevant și care ne mântuiește este ceea ce are loc după încarnarea Mântuitorului, a Logosului Divin. Iar ceea ce Dumnezeu omul ne spune are valoare superioară a ceea ce găsim în Vechiul Testament. Revenind în epoca bizantină, se ivește o întrebare firească. Și dacă nu mă știu, prin secolul X chiar s-a ajuns la o asemenea situație. Sunt prezenți în sinaxare, în calendarul ortodox, foarte mulți sfinți militari. Da. Unii simpli ostași, alții chiar generali. Care, e drept, unii au murit pe câmpul de luptă, alții au murit tocmai pentru că s-au lepădat de demnitatea de general sau din alte demnități de dregătorie. Se ajunge însă la situația că împăratul cere patriarhului ca toți cei căzuți pe câmpul de luptă să fie proclamați ca sfinți, să fie cinstiți în rândul sfinților. Cum se iese din situația aceasta? Da. În primul rând, ați atins două teme și aș vrea să le iau pe rând. Vă rog. În primul rând, sfinții militari. Sunt sfinți nu pentru că au fost militari, ci pentru că au fost sfinți. Că s-a întâmplat să aibă poziții în armată, asta e un element secundar. De pildă, Sfântul Dumitru a fost un om extraordinar, plăcut de oameni, pentru că a fost creștin și cu frica de Dumnezeu și cu moralitatea pe care a înțeles-o din mesajul iertării al Evangheliei. Și dacă ne uităm, de pildă, la viața Sfântului Dumitru și la reprezentarea în iconografie, anumite icoane, nu toate, unde se află pe cal și împăratul Maximian e undeva jos și Sfântul Dumitru înfige sulița în împărat,
E o contradicție fenomenală între reprezentare și istorie. Și totuși, cum s-a ajuns la reprezentări de genul acesta? Reprezentările de genul acesta, probabil s-a ajuns la ele din motive practice și din, ca o tendință din partea Imperiului. Știm foarte bine, după cum Sfântul Ioan Damaschin spune în cartea despre icoane, icoanele sunt Biblia neștiutorului de carte. Așadar, aceste imagini au fost foarte clare, au avut un element educațional clar și printr-o reprezentare de acest gen, probabil Imperiul a vrut să arate, sau statul a vrut să arate, că nu este o contradicție prea mare între militarism, între existența armatei și sfințenie. Și ca atare, oamenii având acest respect față de Sfântul Dumitru, reprezentându-l pe cal și în situația respectivă, apare ca un mesaj că dacă mergem la război, o să fim sfinți. Și cea de-a doua problemă, care decurge din comentariu, este situația din secolul XIX, o dispută dintre împăratul Nichiforos Focas și patriarhul Poliucos. A fost în secolul X. Sau X, da. În secolul X. Da, X. Și probabil este o influență din partea jihadului, din islam, pentru că se luptau foarte mult cu musulmanii. Și dacă acolo la musulmani ei mureau pe front și cu promisiunea că vor ajunge în cer, atunci de ce nu și la noi, ca să încurajăm soldații că dându-și viața pe câmpul de luptă vor ajunge în cer. Și ca să adaug un detaliu despre islam, în islam nu sinuciderea îl duce pe un om în rai, ci moartea pe calea lui Allah, moartea cu scopul misionar. Dacă nu reușesc să-l conving pe cineva să devină musulman și folosesc chiar moartea, sinuciderea mea în scopul ăsta, atunci ajung în rai. Dacă mă sinucid din depresie sau dintr-un alt motiv, atunci nu. Și confruntându-se cu această realitate, pentru că cineva care se sinucide atunci devine și mai violent, devine și mai agresiv și mai greu de stăpânit. Și atunci de ce să nu facem și noi la fel, creștinii? Deci a fost o oglindire acelei atitudini religioase. Și împăratul îi cere patriarhului să îi recunoască, să-i canonizeze sfinți. Probabil relația dintre stat și biserică nu era dintre cele mai bune la vremea respectivă, pentru că patriarhul refuză. Patriarhul ar fi putut să aprobe lucrul ăsta, să zică, da, sunt martiri, ca și în primele secole au murit pentru credință. Dar zice nu. Și în acest caz face apel la canonul Sfântului Vasile cel Mare. Ar fi putut face caz la canonul Sfântului Atanasie, dacă ar fi vrut să fie de acord cu împăratul. Și atunci spune nu, pentru că Sfinții Părinți spun că nu trebuie să primească împărtășanie cei care au ucis și îi numește criminali. E o judecată mult mai categorică. E o judecată mult mai categorică și în cadrul sinodului respectiv, unii episcopi au spus, da, dar și eu am fost la luptă și eu am ucis și unele surse spun că în sinodul respectiv chiar i-ar fi caterisit pe acei episcopi. Se pare că a fost o dispută destul de serioasă, dar care a ridicat de-a lungul secolelor o problemă destul de spinoasă. Și totuși, de-a lungul secolelor s-a întâmplat să avem de-a face cu situații de genul acesta, în sensul că oameni căzuți pe câmpul de luptă au fost trecuți direct în sinaxare, fără a se face și o cercetare a duhovniciilor. Păi, de regulă se întâmplă și se întâmplă pe fondul patriotismului, se întâmplă pe un fond emoțional care este foarte încărcat. Știți de ce vă întreb? Da. Pentru că avem exemplul în România cel mai elocvent al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Da.
Și e clar că el nu este singurul care a luptat pe câmpul de luptă. Da. Se pare că moartea i s-a tras de la o rană dobândită acolo, dar nu a murit pe câmpul de luptă. Totuși, el a fost proclamat drept sfânt, a fost cinstit de popor despre drept sfânt și recunoscut ca atare de către biserică, ceva sute de ani mai târziu, drept este. Da. Pe de altă parte, nu avem exemple de ostași morți pentru apărarea țării și a credinței în oștirile, deci conduse de el, care să fie acces în calendarele bisericii. Da, da. Eu de regulă merg foarte mult pe linia pacifismului în mod deliberat, pentru că dacă mergi pe linia pacifismului, atunci reușești să previi mai mult. În cazul cu Sfântul Ștefan cel Mare, pe care, după cum ați auzit, am spus Sfântul Ștefan cel Mare, este o gândire colectivă a bisericii. Și dacă e gândirea colectivă în privința canonizării, înseamnă că este lucrarea Duhului Sfânt. Eu, fiind ortodox, fiind parte din biserică, nu pot să am o opinie diferită de cea colectivă, cea a sinodului care a decis. Pentru că este, cum am spus, lucrarea Sfântului Duh. Și, ba mai mult, vorbim de judecata universală și judecata particulară. La judecata particulară se judecă de regulă faptele din viața omului, iar la judecata universală, consecința faptelor. Și consecința faptelor lui Ștefan cel Mare este supraviețuirea bisericii. Am aici în față un molit felnic românesc. El este inspirat, cum bine știți, din ambele tradiții, cea bizantină și cea slavă. Și cuprinde, între alte rânduieli și rugăciuni la diferite trebuințe, și o rânduială a binecuvântării oastei țării. Da. Îmi permit să dau citire câteva rânduri din rugăciune pe care preotul o citește în această situație. Spune așa preotul: trimite binecuvântarea ta către Dumnezeu, de se adresează asupra ostașilor și armelor acestora, și dă putere și tărie robilor tăi acestora, care doresc a le purta spre întărirea și apărarea țării și a bisericii tale cele sfinte, a orfanilor și a văduvelor. Aici e ceva interesant. Și fă-i cu ele înspăimântători și înfricoșători la toată întrarămarea vrăjmașului și totdeauna îi arată purtători de biruință spre slava ta. Cum putem împăca rândurile acestea cu atitudinea pacifistă pe care spuneți că o preferați și care înțeleg că este foarte clară, cel puțin în primele veacuri creștine? Da. Sunt câteva aspecte care sunt foarte bine condensate în această rugăciune destul de scurtă. Cum se întâmplă de altfel în toată tradiția liturgică. Da, e o editare fenomenală. În primul rând, avem de-a face cu responsabilitatea de a proteja. Și responsabilitatea de a proteja derivă din familie. Eu am 4 copii, trebuie să-i protejez. Și ca atare, acest model de familie se extinde la nivelul comunității. Care e privită de altfel comunitatea creștină ca o familie extinsă. Exact. Și atunci ne rugăm pentru soldați să protejeze. Soldații fiind văzuți ca această figură de tată, de protejator. Ceea ce este foarte interesant în acest text este apelul făcut la... puteți să citiți partea de jos ca să vorbim precis. Și fă-i cu ele înspăimântători și înfricoșători la toată întrarămarea vrăjmașului. Perfect. Înspăimântători și înfricoșători. Rolul, așa cum îl identifică rugăciunea, rolul armatei este preventiv aici. Adică speriei. Dacă ne uităm la acel tratat de strategie bizantină scris de sau semnat de împăratul Mauriciu, care nu iartă și nu uită, dacă ne uităm, în cadrul strategiei respective arată și cum să desemnezi rute pentru ca inamicul să fugă, să poată fugi. Ei, noi îi atacăm de aici, dar trebuie să le dăm o cale de ieșire. De ce? Pentru că scopul e acela de a-i speria. Deci se încearcă pe cât posibil a se ajunge la momentul la reducerea ultima, al confruntării. Da. Directe. Speriei ca să plece. Și uite, ei pot să fugă pe aici. Deci asta face Mauriciu, care nu uită și care nu iartă. Deci e un scop preventiv.
Dacă e să mergem mai departe și să aducem discuția în zilele noastre... Și dacă pot să adaug, în versiunea sârbă, pe care chiar a fost rugăciunea asta republicată în Kosovo în 1994 de o editură privată și chiar a fost o reacție pentru că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe a trebuit să intervină și să spună nu folosiți... Înțeleg că în ediția Sinodului din Serbia nu există rugăciunea aceasta. Și există doar în varianta editată de editura privată? Nu știu prea clar dacă în versiunile publicate de Patriarhie rugăciunea apare. În mod normal trebuie să apară, pentru că apare și în molifernicul românesc, în trebnic, cum îl numesc ei. Și presiunea a fost asupra Patriarhiei să dea o dispoziție canonică, să nu folosească acele rugăciuni, pentru că ar fi dus la continuarea violenței. Ei, și ce mai adaugă rugăciunea aceea este pentru apărarea adevărului tău. Se adresează Mântuitorului. Și devine o întrebare foarte spinoasă. Care e adevărul lui Hristos? Adevărul lui Hristos e întoarcerea obrazului. Și... mă gândesc că ar putea fi interpretat adevărul a echivala cu dreapta credință. Da, aici e cheia. Pentru că, zic, nu poate să fie textul atât de cinic. Pentru că adevărul lui Hristos e clar. Dar se referă la lupta cu otomanii, cu islamul. Pentru că acolo este o luptă nu doar între două sau mai multe etnii, ci între două religii. Atunci dați-mi voie să complic un pic lucrurile. Anul trecut, în 2008, am avut de-a face cu un conflict militar în Georgia, între două popoare ortodoxe. Da. Atunci despre care adevăr mai poate fi vorba acolo? Exact. E destul de... Dar cred că ar mai trebui menționat tot în spațiul rus și cred că tot anul trecut, vis-a-vis de folosirea acestor rugăciuni de binecuvântare a armelor, s-a ajuns în situația extremă, zic eu, că s-au binecuvântat niște submarine nucleare. Da. Ori cred că acolo deja nu ne mai încadrăm nici măcar în cadrul acesta permisiv. Da, nu numai că s-au binecuvântat, dar unul dintre el se numește Sfântul Gheorghe, altul se numește Sfântul Dumitru. Da, deci adică este o atitudine a statului de instrumentalizare a religiei, de a folosi religia pentru un scop care este străin. De ce? Pentru că religia este o forță socială. Uniunea Sovietică a rămas fără un fundament ideologic. Și atunci au împrumutat religia ca o nouă ideologie. Deci ceea ce vedem că se întâmplă în Rusia, la nivel oficial, este instrumentalizarea ortodoxiei ca o ideologie. Și de aici avem cazurile cu binecuvântarea armelor de distrugere în masă. Și dacă ne uităm la documentul care a fost adoptat în 2000 de către Biserica Ortodoxă Rusă, Doctrina socială, deși titlul e mai lung, vedem acolo că Biserica Ortodoxă Rusă face, după părerea mea, prea multe concesiuni statului și chiar încearcă să elaboreze o teorie a războiului just, care ia să-i dea valoare canonică. Mai ales că a fost adoptată de sinod și dacă a fost adoptată de sinod, atunci are valoare canonică și se aplică în jurisdicția respectivă. Deci putem spune chiar că Biserica Ortodoxă Rusă a adoptat o teorie a războiului just, dar specifică faptul că războaiele de alianță sunt dificile și poate să nu fie un război just sau că merge pe ideea să spună că armele de distrugere în masă nu reprezintă un război just. Biserica spune că nu e războiul just, statul botează submarinul acela atomic, care e o armă de distrugere în masă, îi zice Sfântul Dumitru. Și se mai duce și un preot care probabil vrea să candideze la primăria unui oraș
și mai dă cu busuiu cu acolo. Nu cu știu dacă nu cumva în cazul la care facem referire a fost vorba chiar de un episcop, dar nu știu unde bag mâna în foc. Am auzit și de episcop și chiar participantul la conferința pe care am încheiat-o ieri, care a venit de la Moscova, ne-a dat foarte multe exemple, ceea ce ne-a surprins pe toți, pentru că mi-era oarecum chiar teamă să pun întrebări directe, pentru că... Înțeleg că pentru dânsul situația era destul de firească. Da, și a vorbit foarte clar, ne-a spus, da, episcopi mulți care au binecuvântat foarte multe arme de distrugere în masă. O altă stare de fapt asupra căreia se pot ridica diverse întrebări o reprezintă o realitate prezentă atât în spațiul ortodox, cât înțeleg că și în cel catolic și în cel protestant, uh-huh, anume prezența preotului în armată, prezența capelanilor, da, militari. Da. Hai să vedem, din punct de vedere ortodox, pentru că despre gândirea ortodoxă ne-am propus să vorbim astăzi, care este rolul, care este locul, ce ar trebui să facă preotul, uh-huh, militar prezent acolo în timpul oștirii, da, în vreme de pace, dar cu atât mai mult în vreme de război. Da. Subiectul ăsta l-am discutat și la conferință și este important cum îl numim în primul rând. Îl numim preot militar sau preot în armată. Preot militar înseamnă că se supune regulilor armatei și dacă spunem preot în armată, atunci armata este locul unde preot își desfășoară activitatea ministerială, activitatea de slujire. Adică eu personal văd rolul preotului în armată ca să fie acolo să-l învețe pe creștin, pe cel care l-are sub ascultare, să nu omoare, să nu fie violent. Exact cum Sfântul Ioan Botezătorul le-a spus soldaților, mulțumiți-vă cu solda voastră și nu asupriți pe nimeni. Nu le-a spus că părăsiți armata, le-a spus mulțumiți-vă cu ce primiți și nu abuzați. La fel văd eu rolul preotului în armată, să fie vocea conștiinței morale, în așa fel încât oamenii care slujesc în armată să fie ca și acel tată care își protejează familia. Deci de a încerca să limiteze, dacă am înțeles bine, răul care este inevitabil și care e războiul, și de a limita la Da, și dacă e o situație în care cineva, un soldat, e pe moarte, să-i poată da Sfânta Împărtășanie, să poată administra Sfintele Taine. Sunt foarte curios de consemnările în scris care au și autoritate dogmatică, uh-huh, ale bisericii. Avem câteva, autoritatea este încă disputată în cercurile teologilor, uh-huh, mărturisiri de credință, uh-huh, în mileniul al doilea, în secolul, uh-huh, al XVII mai ales, uh-huh, una chiar foarte aproape de spațiul nostru, a metropolitului de la Iași, metropolitului Petru Movilă. Da. Și sinodul ținut la Iași în 1642, dacă, uh-huh, nu mă înșel. Avem ceva mențiuni referitoare la tema pe care o discutăm astăzi în vreuna dintre aceste mărturisiri? Este foarte interesant, pentru că în mărturisirea de credință ortodoxă a lui Petru Movilă, care a fost acceptată și semnată de toți patriarhii ortodoxi cu câțiva ani mai târziu, nu face nicio referire la război. Absolut deloc. Și de unde să înțelegem că oamenii au fost împotriva războiului. Acum, este posibil că lipsa referirii la război este condiționată de factorii politici ai vremii respective. Pentru că dacă Patriarhul Antiohiei venea să semneze un document care spunea, care justifica războiul sau apărarea, atunci ar fi avut de răspuns la câteva întrebări de la autoritățile otomane când se întorcea acasă. Dar ce, pregătiți vreo revoluție pe acolo prin Moldova? Sau... Dar dacă ne uităm la catehismul Bisericii Ortodoxe Române, am acasă la Boston ediția din 2000, acolo este o întrebare legată de război și spune că da, asta nu înseamnă că acceptăm războiul, dar războiul când te aperi este justificabil. E rău, un rău necesar. Și asta probabil e faptul că e generată de faptul că acest catehism este scris probabil extins în perioada naționalistă, în perioada formării statelor naționale, când fiecare stat național trebuia să-și justifice autoapărarea.
Acum că ați tot dus discuția în zona aceasta a naționalismului, a formării națiunilor, desigur că ajungem și la ideea relației dintre patriotism și martiriu. Cam ce relație a fost între noțiunile acestea două în perioada de formare a națiilor și perioada, desigur, posterioară? Martiriu cred că există pentru foarte multă vreme în omenire. Putem să ne uităm în istoria civilizației și să vedem exemple. Patriotismul la fel e vechi și ne putem uita în istoria romană. A muri pentru patrie e un act de sacrificiu. Aceia însă erau eroi. Erau eroi. Da, erau eroi. Da, dar pentru patria. Patria se referă la locul părinților tăi. Acum, naționalismul este o ideologie destul de nouă, care a apărut după pacea de la Vestfalia din 1648 și a apărut datorită dezvoltării comunicării. S-a inventat tipografia, ceea ce a dus la inventarea ziarului, ceea ce a dus la ideea de sfințenie a limbii locale, pentru că până atunci, și asta s-a întâmplat în apus, până atunci limba latină era limba sacră și celelalte erau limbi care probabil Dumnezeu le mai tolera pe acolo. Și cu naționalismul, cu comunicarea, cu scrierea, cu dezvoltarea dicționarului care a unificat dialectele și cu dezvoltarea gramaticii care dă o structură ca să știe oamenii ce vor să spună, pentru că gramatica structurează gândirea ca să comunici exact ceea ce intenționezi să faci sau să spui. Și atunci limba locală a devenit limbă sacră. Atunci a devenit, s-a pus în problemă și ideea extinderii, pentru că dacă vorbesc o limbă similară peste graniță, înseamnă că sunt ai noștri, deci, și trebuie să iese. Da, și atunci granițele încep să se mute, să oscileze și oamenii încep războaie și își justifică cauza lor. Deci naționalismul este, cum un savant din America îl definește, o identitate imaginată, pentru că ți-o imaginezi, ai niște idealuri. Și naționalismul a produs lucruri extraordinare, frumuseți, pentru că în momentul în care mergi în numele naționalismului, cultivi binele, cultivi adevărul, cultivi frumosul. Să ne uităm la Eminescu. Eminescu a fost un naționalism și ce frumos a scris. Poeziile, proza, fantastic. Și el, dacă vrem, este cel care a structurat, să zicem așa, limba română modernă, exact cum Antim Ivireanu a structurat limba liturgică. Și naționalismul are părți foarte bune, dar are și părți mai puțin bune și acel, dacă vorbeam de granițe, că aceștia se mută și partea negativă este că naționalismul se focalizează pe o gelozie și pe gelozie față de vecin care e de al neam. Dacă vecinul a făcut ceva, atunci eu trebuie să fac ceva și mai bine. Dacă nu pot, atunci ori îl denigrez, ori încerc să-l distrug. E elementul de gelozie care este... Nu întotdeauna. Vedeți că, în realitatea românească contemporană, naționalismul e echivalat, identificat cu o atitudine de ostilitate vis-a-vis de tendința aceasta de globalizare de la orice nivel, că e cultural, că e și așa mai departe. Acum, naționalismul pentru ortodoxie, naționalismul nu este așa cum a fost formulat în apus și pe urmă exportat ca un proiect anti-otoman în Europa de Est, pentru că nu poți să distrugi decât pe otomani, pe imperiul ăsta atât de puternic și amenințător, decât dacă le dai
niște identități, exact cum Lord Byron venea și le spune albanezilor că voi de mii de ani ați fost aici și v-au opresat și unde sunteți, treziți-vă. Și atunci, din apus, se încearcă darea, crearea unei identități care nu se leagă de istoria imediată, ci merge mult mai mult în urmă. De ce? Ca identitatea respectivă să nu fie o amenințare, să se întoarcă imediat la lucrurile dinainte. Da. Cu siguranță subiectul este mult prea larg pentru cred că ar trebui să facem vreo serie de emisiuni ca să vorbim numai despre naționalism. Însă timpul nostru s-a scurs, așa că vă mulțumim pentru prezența. E repede, v-am spus de la început că nici nu știm pentru ce. Vă mulțumim pentru prezență și eu vă mulțumesc. Sincer, eu vă doresc să nu mai aveți unde să mergeți în lume ca să vedeți conflicte la modul practic. Să rămâneți doar în birou și să faceți studii teoretice dacă ar fi cu putință. Lucruri teoretice, dar practica este cea care ne omoară. Bun, vă mulțumim pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi astăzi seară. Zic să dea Dumnezeu să nu avem nevoie de foarte multe ori, poate chiar niciodată, de ideile, de principiile pe care le-am discutat astăzi seară. Dar, în fine, cum spuneam, facă-se voia ta. Seara bună vă doresc!